Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre lupta ce se duce în acest moment în casă. Asistăm încă din startul acestui sezon la o luptă aprigă ce se duce în acest moment în casă, iar scopul acestei lupte este pentru conturarea polilor de putere. Un pol îl știam dinainte, acesta fiind Ionuț. Interesant era doar cât se vor îndrepta către acesta, dar fiind unul dintre cei vechi, era destul de clar că vor fi destui care își vor dori să aibă protecție în prima parte a acestui sezon. Celălalt pol al puterii este reprezentat de către Robert, care a vrut să facă notă distinctă față de cum se comportă Ionuț. Dar adevărata luptă se duce pentru ceilalți concurenți, care reușește să-și atragă lângă el suficienți concurenți pentru a putea face față pe viitor. De ce credeți că îi tot repeta Ionuț lui Robert că dacă va putea, prima dată l-ar da pe el afară? Credeți că Ionuț nu știe că cei vocali nu vor putea fi dați afară? De fapt, este un avertisment pentru ceilalți. Aveți grijă lângă cine vă duceți, pentru că aceasta vă va fi soarta. Cred că lupta este deja cam pierdută de către Robert, pentru că Ionuț a reușit să atragă de partea lui majoritatea concurenților, atât de la băieți cât și de la fete. Radu este aliatul său de nădejde. Îl apără Radu pe Ionuț de zici că nu e adevărat. Dar despre Radu o să vorbesc mai mult într-un alt vlog, pentru că, așa cum am spus, sunt surprins de această apropiere dintre ei. Marinel clar a tras el de volan către Ionuț, fiind împotriva lui Robert. Dar, deși el îi se spunea prin casă că el i-a luat locul lui Emanuel, nu este adevărat. Cel care i-a luat locul este Alexandru, care, în ciuda impresiei fetelor că este inteligent, plus că Radu a recunoscut că el și Ionuț l-au întărâtat să vorbească despre Robert, nu a fost în stare să-și dea seama cât de manipulat a fost. Adică exact cum a făcut și Emanuel după ce a intrat în casă. Patrick pare că este oarecum neutru, în timp ce Adrian cred că este de partea lui Robert, mai ales după ce am văzut în promoul pentru emisiunea de azi disputa lui cu Alexandru. În casa fetelor am impresia că stă și mai rău, nu cred că în acest moment este vreo fată care să-l mai accepte. Nu atât din cauza temperamentului său, cât din cauza că a fost pus cu spatele la zid și toți trag în el. De fapt, ceea ce urmăresc unii este să-l demonizeze, să arate cât de urât face el, ce caracter urât are. Păi am impresia că mai urâte sunt ieșirile lui Ionuț decât cele ale lui Robert. Acesta într-adevăr vorbește cam mult și pare că atunci când are o discuție serioasă este un pic tăios, dar nu mi s-a părut că a avut niște ieșiri aiurea. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!